Salutare, oameni buni, sper că aveți o zi minunată și poftă de gătit. Eu sunt Sorin și astăzi o să fac un sos toscan cu carne de pui. Sos care mie îmi place foarte mult, este aromat și cremos și se face și destul de repede, deci sunt sigur că și vouă o să vă placă. Dacă vreți să vedeți cum l-am făcut, rămâneți cu mine până la sfârșitul acestui videoclip. Haideți să-i dăm drumul. O să încep această rețetă prin a tăia pieptul de pui. Am aici aproximativ 500 de grame de piept de pui, pe care o să-l tai în cubulețe. Cubulețe de aproximativ 2 cm. Pun carnea într-un bol. Peste ea adaug sare, piper, o linguriță, două de boia afumată, o linguriță de busuioc uscat, 4 căței de usturoi pe care am să-i trec prin presă, ulei de măsline, și cu mâinile curate amestec totul bine. Am să dau acum carnea deoparte și am să fac un sos la blender. O să pun 350 ml de lapte, 150 de grame de cremă de brânză, încă puțin busuioc uscat, 60-70 de grame de pastă de tomate și 40 de grame de parmezan ras. Pun capacul și blendez totul până când obțin un sos fin. Când sosul s-a omogenizat, cam așa trebuie să arate, pun o tigaie pe aragaz la foc mediu, adaug în ea puțin ulei de măsline, puiul și îl prăjesc pentru 5-6 minute până când acesta se pătrunde și se rumenește puțin. Când puiul este pătruns, o să reduc focul la minim, cât de minim se poate, și o să-l mai las aproximativ 2 minute pentru ca temperatura din tigaie să scadă înainte să pun sosul. Am lăsat aproximativ 2 minute, cred că temperatura a scăzut suficient. Am să pun acum roșii sherry tăiate pe jumătate, sosul, spanac, spanac am să pun undeva la 200-300 de grame, amestec, pun capacul, cresc puțin intensitatea focului și las să fiarbă pentru aproximativ 6-7 minute. Când timpul s-a scurs, o să iau capacul, amestec. Am să mai las sosul acum să fiarbă cam 2 minute pentru a scădea și a ajunge la o consistență mai groasă. Asezonez până când gustul mi se pare perfect și este gata. Cam așa cred că este de ajuns. A să-i adaug acum un cup de unt pentru a-l face și mai cremos. Îl mai las un minut și este gata. Iau un bol în care am să pun orez basmatic, orezul l-am făcut ca de obicei, rețeta o găsiți pe canalul meu, orez simplu, numai că în acesta am mai pus puțin șofran. Arată extraordinar de bine și este la fel de gustos precum arată. Sosul este foarte cremos,
că această, acest fel de sos merge și cu paste, la fel de bine cum merge cu orez. Sosul este foarte cremos și aromat, îmi place extraordinar de mult. Cred că merge la fel de bine servit și cu paste, așa că data viitoare o să-l fac cu paste și o să-i pun și puțin iute. Dacă faceți această rețetă, neapărat spuneți-mi părerea voastră în secțiunea de comentarii, apăsați butonul de like și abonați-vă pentru că vor urma și altele cel puțin la fel de interesante, iar dacă vreți să mă susțineți, puteți deveni membri apăsând butonul de join. Cam atât din partea mea astăzi, vă spun acum poftă bună și până data viitoare, la revedere!